Astăzi am plecat în căutare de oameni gospodari, oameni care reușesc într-un singur mandat să schimbe imaginea unei localități. Astfel am aflat de domnul primar Marian Dinu, din localitatea Vlădeni, județul Ialomița. Am mers la dânsul să-l cunoaștem și în loc să-l găsim la primărie, l-am găsit pe stradă. Nu făcea campanie electorală, așa cum vă așteptați, ci supraveghea demararea unei lucrări importante pentru localitatea Vlădeni. Bună ziua! Bună ziua! Mariana Janta de la Patriot. Marian Dinu, primarul localității Vlădeni. Am aflat de un ritm foarte alert în localitatea dumneavoastră că totuși se fac lucrări, deși dumneavoastră cred că ar trebui să fiți în campanie electorală, dacă nu mă înșel. Da, campania electorală o facem după terminarea programului, după la 17:30 până la cât ne permite timpul. Suntem în stradă alături de cetățeni și ne exercităm campania electorală. Primează totuși lucrările. Spuneți-mi, da, ce faceți aici? Deci suntem pe strada Borcea, am terminat cu asfaltatul, acum suntem la șanțurile betonate și aleea pietonală. A câta stradă este aceasta? Că dacă nu mă înșel, nu este prima stradă pe care o asfaltați. Nu. Este a șasea stradă care a fost asfaltată, segment de stradă asfaltat și ca și șanțuri betonate și alei pietonale, a patra stradă. Sunt lucrări care sunt importante pentru localitatea dumneavoastră, pentru cetățeni, pentru toți cei din localitate, dar și pentru cei din împrejurim. Important este tot ceea ce facem, indiferent că asfaltăm alei pietonale, facem șanțuri betonate pentru comunitatea noastră, totul este necesar. Și în continuare ne dorim să dezvoltăm localitatea. Am încercat să găsesc mai multe informații despre dumneavoastră pe internet, prin diverse surse pe care le avem și noi. Însă, cred că cea mai importantă sursă dumneavoastră sunteți și de aceea o să vă rog să mergem împreună și să ne faceți un tur al localității dumneavoastră. Da, cu mare plăcere! Ne-a impresionat totuși rapiditatea cu care lucrați și cu care se dezvoltă această localitate, deși este micuță. Important pentru mine este, indiferent de mărimea localității și locuitorii noștri, mă bucur împreună alături de ei să beneficiem de multe oportunități. Asfaltare, alei pietonale, modernizarea școlii, a căminului, gaze și tot ce ne este necesar. Lucrăm la canalizare, am făcut o piață agroalimentară, un loc de joacă pentru copii și, în continuare, gândim la dezvoltare. Însă nu sunteți de mult timp primar, din câte am auzit eu. Da, sunt primar la primul mandat, un mandat care nu pot să spun că a fost nici ușor, dar nici greu. Am încercat să fac tot ce este posibil și să putem, cum v-am spus, să ne dezvoltăm. Dar spuneți-mi, cum arăta localitatea dumneavoastră în urmă cu 6 ani? 8 ani? Eu zic prima dată să dăm un tur, să vedem și apoi să discutăm pe fiecare obiectiv în parte. Strada Bărăganului, o stradă finalizată recent, o stradă cu asfalt, lățimea asfaltului este de 5 și 10, cu acostamente din piatră spartă 75 de centimetri de o parte și de alta a carosabilului, cu șanțuri betonate și alee pietonală cu asfalt. Așa ați găsit întregile străzi din localitatea dumneavoastră? Nu. Străzile erau cu zestre de piatră,
praf. Dumneavoastră îmi spuneți cu exactitate întregile date. Să înțeleg faptul că nu stați în birou și veniți pe teren tot timpul când se lucrează? Da, sunt alături atât de muncitori când se execută lucrările manuale, cât și de lucrările mecanizate. Mi se pare normal și firesc, odată ce unitatea administrativă face plățile, este bine ca să vedem totodată și ceea ce se face. Și dacă se respectă întocmai proiectul ca și obiect de investiție. Nu o considerați o pierdere de timp asta? Nu, ba din contră. Mi se pare normal să fiu și să văd ceea ce se execută. Pentru că, în primul rând, este bine de știut pentru mine ceea ce se execută în teren. Înțeleg că sunteți ca acolo, în propria dumneavoastră afacere. Sunteți implicat trup și suflet în tot ceea ce construiți, în tot ceea ce proiectați. Sunt genul de om care îmi place să știu ce se face și nu să mi se spună ce s-a făcut. Dacă tot vorbim de ce se face și ce s-a făcut, vă invităm să ne spuneți și celelalte lucruri pe care le-ați înfăptuit, pentru că ne faceți și mai și curioși. Cu dragă inimă, mergem și vedem că avem ce să vă și arătăm. Unde mergem acum? La cimitir. Am ajuns la cimitir. Da. Aici văd că aveți o suprafață foarte mare de împrejmuit. Suprafața cimitirului este de 2 hectare și 34 de arii. Trei laturi ale acestui cimitir sunt împrejmuite. Pe mandatul meu am reușit să împrejmuiesc două laturi în lungime de 406 metri, din gard, plasă bordurată și stâlpi zincați. Investiției n-a fost atât de mare, costisitor. La această lungime ne-a costat în jur de 40.000 de lei. Urmând în continuare, ca și propunere, să extindem, pentru că el a devenit neîncăpător, cu încă 2 hectare, ce ulterior vor fi împrejmuite și la față ne dorim un alt model de gard, ca și împrejmuire. În continuare vă arăt o trapeză, dacă tot suntem la cimitir, da, în curtea bisericii. Am ajuns la biserică, da. Aici îmi spuneați că încă lucrați, da, la această trapeză. Spuneți-ne câte ceva despre acest lucru. Acest obiect de investiție se numește trapeză, cu cameră frigorifică, o să avem cu sală de mese, și conform normelor, din punct de vedere european, am spus să ne aliniem și noi conform legislației în vigoare. Asta pentru că nu mai este legal sau nu ne mai permite legea să aducem oameni la priveghi acasă, să da, înțeleg. Da, da, da. Am zis să ne aliniem conform legislației, repet, și să punem la dispoziție atât sală de mese, cât și statul la priveghie, tot în aceeași locație, să fie aici, să se desfășoare aici toate cele. Ați adus la școală. Da. Aici ce vreți să ne arătați? Ce ați făcut? Ce am făcut? Ce pot să vă arăt? În primul rând, este prima mea lucrare realizată, gardul. În mandatul meu. Gard care are o lungime de 186 de metri. Mi-am dorit un gard solid, un gard de instituție. Și astăzi, dumneavoastră împreună cu mine, îl vedem în situația care este. Lucrare realizată în 2017. În primul an de mandat. Da, în primul an de mandat, asta este prima mea realizare.
Și să înțeleg că nu vă opriți aici? Nu, la școală nu. La școală am, pot să spun că am venit în sprijinul cadrelor didactice și a copiilor. Am obținut printr-un program 15 calculatoare și am dotat o sală de informatică. Am reușit masa caldă pentru 20 de copii printr-un program al EMAG-ului. Anul acesta am achiziționat 167 de tablete pentru copii și nu în ultimul rând, să vă spun, școala este într-un program SUIER ca și obiect de investiție. La ora actuală, valoarea investiției este de 1.200.000 de lei, 12 miliarde în bani vechi plus TVA-ul. Este programul, se numește SUIER, localitățile riverane Brațului Borcea, drept pentru care la ora actuală suntem în stadiu de contractare. Este ridicată pe SICA pe 5 octombrie, cunoscând constructor, câștigător. Puneți accent și pe educație, să înțeleg. Da, în primul rând pe educație. Da, mi-aș fi dorit acest program să nu fie SUIER, să fie pe axa 8.1A, școala la buton. Dar din informațiile și discuțiile pe care le-am avut-o cu proiectanții, ne-a spus că este un pic mai greu și să recurgem la acest program european, SUIER-ul. Și șansele noastre vor fi mult mai mari, drept pentru care astăzi, cum v-am spus, suntem la contractare. Acesta este locul de joacă. Valoarea investiției este de 245.000 de lei. El este închis fiind loc de joacă. În urma notificărilor făcute de către mine, către DSP, răspunsurile au fost nefavorabile, drept pentru care la ora actuală îl vedeți închis, așteptând cu mare nerăbdare să ne dea acordul pentru copiii noștri să se bucure de acest loc de joacă. Când a fost acest obiectiv realizat? Acest obiectiv a fost realizat în luna octombrie 2019. Această stație pe care o vedeți a fost inclusă în prețul acestui loc de joacă. În momentul când am montat-o, m-a impresionat ca și formă și de atunci am rămas cu gândul când o să ne putem permite, o să mai facem achiziție, drept pentru care la ora actuală mai avem achiziționate încă 3. Văd pe partea cealaltă că avem și o piață agroalimentară, este funcțională? Era necesară o astfel de investiție? Cum să nu? Suntem o comunitate cu 2000 de locuitori. Avem și oameni muncitori și sunt destui.
mi se pare normal și firesc să punem la dispoziție și să se bucure de o asemenea investiție. Pentru că surplusul, cred că o să ajungă aici, pentru vânzare. Și să-și rotujească veniturile. Care este activitatea principală a oamenilor din localitatea dumneavoastră? Agricultura. Apropierea locului de joacă, da? Și m-ați adus să văd un viitor stadion de fotbal. Da. Deci aici va fi stadionul localității Vlădeni. La ora actuală el este împreșmuit cu plasă bordurată. Am ales o plasă mai groasă, să nu fie lovită de minge, să fie strâmb de animale, suntem înconjurați că aici este o zonă în care animalele sunt lăsate slobod. Mai avem de materializat tribuna și apoi punerea în funcțiune. Un lucru este cert, vom avea și stadion aici. Cu siguranță va fi, cu siguranță. Și veți încuraja și tinerii să facă mișcare și o echipă de fotbal? Îmi doresc foarte mult să avem o echipă de fotbal. Am susținut, susțin în continuare. Și am spus că au tot sprijinul meu vis-a-vis de acest sport. Nu vă ascund că în 26 de ani, localitatea Vlădeni a beneficiat de 1,5 km de asfalt. Sunt foarte multe străzi neasfaltate. La ora actuală, discutând cu dumneavoastră și în platforma mea program, am trecut asfaltarea tuturor străzilor care au rămas la ora actuală neasfaltate datorită lucrării de canalizare. O parte dintre ele au fost zestrea de piatră sau platforma drumului, mai bine spus, a fost deteriorată. Piatra aceasta este trecută în proiectul de canalizare. La ora actuală suntem în fața la 700 de tone de piatră pe care va ajunge pe străzile neasfaltate, unde structura drumului, în urma lucrării de canalizare, a fost stricat. Ce avem asfaltat, dacă vreți, vă pot spune. Avem 4,5 km asfaltați pe mandatul meu și 1,5 km asfaltat pe mandatul fostului primar. Deci 6 km. Mandatul fostului domnul, da, primar, da. Spuneați mai devreme că a durat 26 de ani și a reușit să asfalteze 1,5 km. Și dumneavoastră într-un mandat da, de 4 ani, am reușit să asfaltez 4,5 km. Cultural. Aici văd o clădire mare impunătoare, însă va rămâne așa sau nu? Nu, pentru că și Căminul Cultural, ca și celelalte obiecte de investiții, este inclus într-un program de reabilitare-modernizare la CNI. La ora actuală suntem tot așa pe lista de sinteză și evaluare CT, suntem un pic mai avansați, urmând să fie bugetat ca și lucrare și să predăm amplasament. Cum va arăta această casă de cultură, cămin cultural? Vă dați seama că el o să fie modernizat la standardele care se impun acum, nu cel cum a fost la vremea respectivă când a fost construit. În continuare ne dorim să facem echipa de dansuri, având-o, dar copii o parte s-au căsătorit, alții au plecat la școală, alții lucrează
și s-a desființat. În următorul mandat îmi doresc ca să dezvoltăm din nou această activitate, urmând să mergem la școală și să luăm copii și să înființăm echipa de dansuri, de colindători și să fie aceeași activitate culturală care avem oameni de specialitate și se pot bucura de această desfășurare. Am fost, mi-ați arătat localitatea dumneavoastră, însă acum aș vrea să facem o recapitulare a lucrurilor pe care vreți să le realizați. Da, următorul mandat va fi următoarele obiecte de investiții. Alimentarea cu gaz, finalizarea proiectului de asfaltare în toată localitatea, reabilitare și modernizarea școlii gimnaziale Vlădeni, prin proiectul care l-ați văzut în Suierd, achiziționare de tablete școlare pentru toți copiii, ceea ce la ora actuală se bucură de ele, reabilitare și modernizarea grădiniței. Aici este puțin de discutat vis-a-vis de acest obiect de investiții, pentru că suntem în procedură de finalizare a proiectului, urmând să mai luăm câteva avize de la inginerii de specialitate și să începem punerea în operă a obiectului de investiții. Avem modernizarea căminului cultural, lucrare care deja este la CNI și este procedură de finalizare, urmând să fie bugetată, trecând de Comisia de Evaluare Tehnică. Avem construire sediu primărie, un alt obiect de investiție, deci vom avea un sediu destul de ambițios, parter plus etaj, pe plus 1. Avem extindere și împrejmuire cimitir. Extinderea va consta într-o suprafață de 2 hectare, un schimb de terenuri între UAT, Vlădeni, primărie și Consiliul Județean. Atragerea investitorilor și crearea locurilor de muncă. Aici v-am prezentat construirea unei fabrici de peleți de lucernă pentru furajarea animalelor. Avem reabilitarea și modernizarea dispensarului uman. Avem înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, un alt obiect de investiție propus de mine. Avem proiect făcut, în 2018 am depus acest proiect, un proiect în valoare de 1,5 milioane de euro. Modernizarea iluminatului public, un alt obiect de investiție. Ce să vă spun, la ora actuală îl avem depus la mediu, la fondul de mediu. Suntem pe poziția 148, o poziție eligibilă, am înțeles că sunt 600. Așteptăm axa prioritară de finanțare. Un alt obiect de investiție, avem contorizarea rețelei de apă potabilă în comuna Vlădeni. O altă lucrare, avem extinderea sistemului de supraveghere video. La ora actuală el este în funcțiune, avem o localitate care este monitorizată video. Avem montate 26 de camere de luat vederi în diverse puncte ale localității. În general, prioritar a fost proprietățile instituției publice, apoi intrările în localitate ca și punct strategic. Această investiție este de 7,5 km ca și desfășurare și suportă un număr de 44 de camere de luat vedere. Un alt obiect de investiție ar fi pietruirea drumurilor de exploatație agricolă în câmp.
dacă am zis că asfaltăm, drumurile au o zestre de piatră, o zestre de piatră care ele ajungeau într-un depozit, am zis să nu facem niște munți de piatră în diverse locuri ale localității și totodată această piatră, prin obiectul investiției de asfaltare, să luăm să ne asfaltăm drumurile de exploatație agricolă și să fermierii și întreprinzătorii agricoli, agricultorii să se bucure de această infrastructură, acestor drumuri, iar calea lor de acces să fie una practicabilă în momentele sau în timpul precipitațiilor. Bun, avem alt obiect de investiții, cărțile funciare pentru terenurile agricole intravilan. Deci aici avem pentru 100 de imobile, avem locuri de casă să le dăm pentru tinerii căsătoriți. Mai nou, prin legea 50, acum ni se impune că un drept de proprietate, o concesiune, pentru a putea fi racordat la utilități, să-ți faci un proiect, deci trebuie să-i dai omului o carte funciară, drept pentru care la ora actuală suntem în proces de lucru, așteptăm finalizarea lor și să punem la dispoziție tinerilor căsătoriți aceste locuri de casă. Un alt obiect de investiție ar fi cadastrarea sistematică a terenurilor agricole în extravilan. Aici ne bucurăm de această cadastrare. La ora actuală am avut contractarea unor două firme. Pot să spun că una și-a terminat lucrarea, ne-a predat-o. Astăzi se află în primărie, în proporție de 70%. Unitatea administrativă, să știți că are 13.500 de hectare de teren, dintre care 10.000 este agricol. Cărțile funciare sunt la noi, urmând să le punem la dispoziție proprietarilor de teren, urmând ca 30% să se finalizeze la sfârșitul lunii octombrie. Și mai avem ultimul, să spun, obiect de investiție, întocmire, reactualizarea planului urbanistic general și al regulamentului local de urbanism. Deci, eu zic că în următoarele luni, sau mai bine spus, într-o perioadă scurtă de timp, să se finalizeze și să ne bucurăm și de acest plan urbanistic general și regulament local ca și primărie. Pentru că îmi spuneați mai devreme de tineri și că sunt o prioritate pentru dumneavoastră, nu doar cei căsătoriți, ci și cei care sunt mai mici de vârstă, să spun așa, vreau să vă întreb, aveți internet în localitate? Internet gratis? Da. Da, avem internet gratuit, cum v-am spus, la Căminul Cultural. Este urmând să instalăm încă două locații, la sala de sport și la locul de joacă. Pentru că am fost prin localitate, mi-ați arătat și așa cum v-am întrebat la începutul întâlnirii noastre, aș dori și din nou accentuez lucrul acesta, să-mi spuneți și mie cum era Vlădeniul acum 6 ani, 8 ani. Cum ați găsit dumneavoastră primăria și cum ați văzut-o în calitate de locuitor al acestei comune? Deci, v-am spus că eu am venit din mediul privat. Fiind locuitor al acestei localități, m-a făcut un pic să fiu mai atent asupra acestei localități și totodată să mă învinovățesc de ceea ce văd, pentru că ajunseserăm la o nepăsare, localitățile de lângă noi se dezvoltau, iar noi rămăseserăm la un anumit nivel plafonat, în care, după cum v-am spus, în timp de 26 de ani nu s-a făcut decât 1,5 km de asfalt. Noroc cu campaniile electorale, să mai punea un pic de piatră, nu pot să spun că n-am avut piatră pe stradă,
dar ne doream mult mai mult decât am văzut ce se materializa, drept pentru care m-a făcut să mă ambiționez și să candidez la primăria comunei. Ca să vă spun ce am găsit aici când am venit, mi-e groază. Deci când am ajuns la primărie, am găsit un laptop aruncat într-un dulap și cu 3 zile până la salariu. Există diferență între mediul privat și administrația? Cu siguranță, unul de la cer la pământ văd. Dacă în mediul privat am o sumă și mi-am propus ca astăzi să investesc, pot să o fac și mâine să am obiectul investiției dorit. Pe când aici trebuie să, în primul rând, să-ți iei avize. Drumul este foarte lung de parcurs, cu hotărâri, cu referate de specialitate, cu aprobări al Consiliului Local, a prefecturii, la mediu, la DSP, la ISU, la poliție, la peste tot. Și ceea ce în privat face astăzi, aici poate să dureze și un an, până când se materializează acel obiect de investiție. Sunt diferențe mari, cel puțin ce văd eu. Vă dați seama, dacă s-ar fi făcut într-un timp foarte scurt, alta ar fi fost, vorbesc punctual pe localitate, alta ar fi fost dezvoltarea localității noastre. Nu pot să spun că nu am avut bani, bani am avut de la bugetul local, tot cam ce ați văzut, 90% sunt făcuți cu bani din bugetul local. Chiar pot să spun că împreună cu echipa ne-am făcut foarte bine treaba. Drept pentru care în fiecare an am avut excedent bugetar pe anul în curs, bani care se văd obiecte de investiție în stradă, se văd proiecte materializate, toate aceste proiecte pe care eu le-am expus, ele sunt o parte foarte avansate, altele sunt în curs, altele urmează să se facă. Tot ce este scris în platforma mea electorală nu e nicio problemă, le ducem la bun sfârșit fără probleme și urmând pe lângă astea și altele. Dacă m-aș uita un pic la alimentarea cu gaz, pot să vă arăt, am certificatul de urbanism de la Consiliul Județean, am aviz de la Electrica, am aviz de la Mediu, de la DSP, urmând decât să se facă bugetarea și să începem lucrările. Bun, în încheiere aș vrea totuși, pentru că suntem în campanie electorală, să le transmiteți un mesaj alegătorilor dumneavoastră. Nu le pot spune decât un singur lucru. Pe data de 27 septembrie să se prezinte la vot și să voteze cu certitudinea că tot ceea ce este scris în aceste platforme se vor materializa și viața lor se va îmbunătăți, iar localitatea se va dezvolta.